Trecem la zona de online. Un punct de vedere agreat de toată lumea este că această piață, acest segment crește. În special, tras în special de jucătorii internaționali, este această creștere cumva în defavoarea jucătorilor locali? Păi este sigur, pentru că scade display. Aveți estimările voastre cam cum s-ar împărți în acest moment, la mijlocul 2014, cam cum s-ar împărți banii către performance, către display? Display ia cam jumătate din piața totală de digital în momentul ăsta, dar este în scădere. Crescătorii sunt Facebook și Google în momentul ăsta, parte de performance, și apare, vine din urmă toată povestea cu programmatic buying, care deocamdată nu o putem estima pentru că e o treabă foarte recent, adică anul ăsta o să fie primul an în care... Dacă acesta este primul an, de ce spui că vine foarte puternic din urmă? Se vede că agențiile în general începe să apară și în România platforme, dar asta înseamnă ceva privind evoluția înspre programatic? Faptul că se lansează sau... Păi da, sigur că înseamnă. E o oportunitate de a folosi mediul digital într-un fel mai deștept. Că de mulți ani, de exemplu, au apărut departamente în agenții, grupuri de lucru în agenții dedicate pe mobile, dar pe mobile nu s-a întâmplat foarte multe lucruri la nivel local. Da, e adevărat. Partea de mobile e, în fine, e un pic mai mai dificilă, E altă poveste, pentru că acolo e vorba de tehnologie, dar nu e vorba numai de tehnologie. Adică trebuie să creezi acel engagement, să ai acele idei care să funcționeze într-o campanie. Cu partea de programatic e vorba de tehnologie, punct. Adică cine are puterea de a investi în România într-o asemenea tehnologie, pentru că motivele de a o folosi există și nu există de azi, există de când există internetul. Adică... Ce te face să crezi că această nouă zonă programatic va avea succes pe plan local? Răspunsul clienților este unul. Răspunsul clienților a fost foarte bun. Sigur că nu toată lumea înțelege detaliile tehnice, cum funcționează, dar beneficiile programatic sunt destul de simplu de înțeles și de explicat. E vorba de a atinge, e vorba de eficiență, dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere media, de eficiența investiției, și anume vreau să rămân în continuare în zona de broadcast, da? Zona veche a televiziunii și a mediei în general, în care dau mesajul unei audiențe largi și nu știu cine l-a urmărit, sau vreau să merg mai degrabă către a adresa consumatorii într-un fel mai precis, și anume după comportament. Și beneficiile sunt foarte importante și din punct de vedere cost, pentru că odată ce ating exact audiența pe care mi-o doresc, sigur că și costul pe mie referitor la acea audiență este mult mai bun față de a plasa un banner pe un site și de a asimila audiența, de a lucra cu acele proxy audiențe cu care lucrăm și la TV și în partea de display clasic. Șeful pe digital al grupem, Rob Norman, a scris recent un interviu, un articol pe LinkedIn l-a publicat, în care vorbea despre faptul că toată lumea va ajunge până la urmă să folosească programatic, cu puține, cu foarte puține excepții, cazuri de elită, așa, programaticul va reclama tot tranzitul de bani, tot traficul de bani în publicitatea, în digital cel puțin. Dar el spunea că până se va ajunge acolo, drumul este destul de rocky, destul de dificil, plin de obstacole. La noi crezi că piața este pregătită
dat fiind nivelul foarte redus al pieței locale de publicitate, e pregătită să o ia pe această cale dificilă? Da, pentru, cred că e pregătită pentru clienți, nu e o cale dificilă. Adică, după mine, sunt doi pași importanți. Unu, să ai puterea de a investi în tehnologie, da? Și apoi să folosești date din piața românească, pentru că sunt multe companii care vin în România acum pe programatic, dar care încă nu au date din piața din România. Și aici o să fie un impact, pentru că odată ce clienții folosesc programatic, se uită la rezultate, dacă vom putea să le arătăm niște rezultate mai bune cu tehnologia bună și cu date din România, atunci o să funcționeze și o să se învârtă roata. Dacă nu, nu. Dar la nivel de publisher, cum e treaba? Citeam recent, mi-am adus aminte de articolul scris de șeful de digital al grupem, văzând o exclamație făcută pe Twitter de șeful unui mare publisher român care spunea Programmatic Baby și dădea link către un articol din FT, din Financial Times, care vorbea despre un caz în care mult mai mare parte dintre vizualizările într-o campanie Mercedes livrată prin ad exchange-uri a fost văzută de roboți decât de oameni. Și a stănit un val de discuții în presa internațională acel caz al Mercedes. La noi sunt roboți? La noi, nu știu dacă sunt roboți, dar încrederea publisherilor care încearcă și ei să folosească cât mai bine audiența lor și comunitățile pe care și-au creat, atitudinea lor față de programatic, care este în acest moment? Atitudinea lor deocamdată, dacă mă uit la procentul de publisheri care au semnat cu grupem deal-uri pentru programatic, este bună. Adică 90% dintre ei au spus da și colaborăm cu ei. Și cred că despre programatic e și o discuție tehnică, dar e o discuție mai largă despre ce vor clienții să facă. Vor să facă un pas înainte și anume de la un mod de a analiza consumatorii și piața bazat pe niște date slow, să le zicem, acele date de brand tracking, date anuale și așa mai departe, sau vor să facă pasul către a fi mult mai activ și a se uita la datele rapide, la fast data. Ăsta e pasul care se face acum și în research, și în marketing, dacă ne uităm la adaptive marketing și adaptive planning și la campaniile care chiar reușesc să conecteze cu un consumator care e în mișcare. Nu mai stă pe scaun și se uită la televizor și atât. Interferează această automatizare pe care se înceapă, interferează cumva cu modul de lucru în care toată lumea era interesată de câțiva ani încoace să încurajeze discuția între brandul și engagementul, cum da, se spune, sigur, între este brandul foarte, și este foarte legat de ce se întâmplă în viața reală astăzi. Cum consum eu media? Mă interesează numai acel conținut de care sunt pasionată, interesată, consum media în reprize mult mai scurte decât înainte și foarte greu de asimilat drumul meu în media, să zicem, acel media journey. Practic e un alt mod de a face planning, unul mult mai bazat pe realitate, pentru că da, lucram cu și lucrăm în continuare la TV cu frecvență efectivă 3+. Dar e o aproximare și în lumea internet, în lumea TV-ului poate e o aproximare mai mică, dar dacă ne uităm la internet și la comportamentul userului de internet, e mult mai greu să faci aproximări și mult mai bine să urmărești exact ce se întâmplă și să testezi. Mulțumesc!